Cea mai așteptată sărbătoare din an, Crăciunul, este considerat de creștinii români cea mai frumoasă perioadă a anului. Veche de peste 2000 de ani, răspândită pe tot globul, aceasta este așteptată cu emoție și bucurie. Crăciunul este asociat cu feria iernii, cu puritatea zăpezii și este o sărbătoare emoționantă, mai ales pentru copiii care așteaptă sosirea lui Moș Crăciun. Bogat sau sărac, adult sau copil, fiecare dintre noi așteaptă cu bucurie sfârșitul de an pentru a petrece în sânul familiei sărbătorile de iarnă. Crăciunul a devenit cea mai frumoasă sărbătoare încărcată de emoție și magie. Tradițiile de Crăciun sunt cele care accentuează frumusețea acestei sărbători. Ați tăiat porcul anul acesta? Nu l-am tăiat, după listă. Ați ales să cumpărați? Da, am cumpărat. Vreau să vă întreb, care sunt bucatele pe care le veți pregăti dumneavoastră pentru masa de Crăciun? Sarmale, friptură, salată, dulciuri. Unde o să petreceți Crăciunul? Ați ales să petreceți în familie? Acasă. Considerați că este o sărbătoare care trebuie petrecută în familie? Da. Ce bucate o să pregătiți noastră pentru Crăciun? Ce bucate? Sarmale, friptură, ce avem și noi la masă, până și noi. L-ați tăiat anul ăsta porcul? Nu. L-ați tăiat de pe listă? L-am tăiat după listă, sunt o persoană singură și n-are rost să iau atâta. Plus, la 60 de ani, nu mai putem mânca. Dar ce bucate ați ales dumneavoastră să pregătiți pentru masa de Crăciun? Evident, în ziua de Crăciun, la masa de prânz, o să avem porc. Dar numai atunci. Pe urmă, trecem pe pește și pe curcan și pe pui, ce ne permite. Cum considerați noastră că trebuie petrecut Crăciunul? În familie? În familie, sigur că da. Să înțeleg că nu plecați nicăieri, rămâneți. Anul ăsta nu. În alți ani am fost plecată de regulă în Grecia la fiica mea, care e stabilită în Grecia și căsătorită acolo, dar anul ăsta... Și a fost la fel de frumos Crăciunul ca și în România? Mai multă credință în Grecia și trebuie apreciat asta. Poate că și noi românii cu timpul o să ajungem acolo. Deci, cred că românii pun preț mult pe mâncare și pe așa înțelege Crăciunul. Crăciunul, sfințenia, cred că este mai de preț. Familiile reunite în mijlocul bradului împodobit, mirosul de cozonac și portocale, cadourile aduse de Moș Crăciun și bucatele alese de pe masă sunt doar câteva dintre obiceiurile care s-au perpetuat de-a lungul timpului și au devenit laitmotivul sărbătorilor de iarnă și pe care megidienii le respectă cu sfințenie. Ați tăiat porcul anul acesta? Nu, pentru că sunt singură și... Ați ales să cumpărați? Da, exact. Ce bucate tradiționale veți pregăti pentru masa de Crăciun? Friptură, o salată biof. Cum considerați dumneavoastră că trebuie petrecut Crăciunul? În familie? Familie, da, familie, corect, da. Ați petrecut vreodată Crăciunul în altă parte decât acasă? Nu mi-am permis. Nu, chiar nu mi-am permis. În păcate n-am tăiat. Da. Ați ales să cumpărați? Provizionat, da. Vreau să întreb, care sunt bucatele alese pe care le veți pregăti pentru masa de Crăciun? Păi, ce să vă zic, sărmăluțele pe în primul plan, prăjiturile care le pregătim după timpul care îl avem. Cum veți petrece Crăciunul? Ați ales să petreceți în familie? În familie, sigur că da. E cel mai bine. Vor veni copiii la dumneavoastră, nepoții? Da, sigur că da. Ați petrecut, eu știu, un alt an Crăciunul în altă parte decât acasă? Nu. Însă în familie e cel mai bine. Ați tăiat porcul anul acesta? Da. Și vreau să vă întreb, ce bucate ați eu pregătit? Cărnață, lebăr, tobă. Care sunt bucatele alese pe care le veți pregăti pentru masa de Crăciun? Sarmale, friptură, dulciuri. Exact ce fac toate gospodinele. Vreau să întreb, cum ați ales să petreceți Crăciun? În familie sau plecați undeva? În familie. De fiecare dată petreceți Crăciun în familie? În familie, că e mai frumos. De Crăciun sărbătorim nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, trimis pe pământ să ajute oamenii să devină mai buni, mai credincioși, mai îngăduitori. Această sărbătoare semnifică nașterea, creația și veșnicia Universului. Doar o zi ne mai desparte de marea sărbătoare a nașterii lui Iisus. Mâine toți creștinii ortodoxi sărbătoresc Crăciunul. Cu această ocazie, postul de televiziune Media TV Megidia urează tuturor telespectatorilor un Crăciun fericit, plin de pace și liniște sufletească.